Autoritățile au anunțat astăzi încă 5 noi cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19. Astfel, 342 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu, 523 de persoane se află în carantină, iar 2228 de persoane au ieșit din carantină. În total, 13.800 au ieșit din izolare voluntară la domiciliu, iar 86 de persoane s-au vindecat. Și forțele de ordine au continuat desfășurarea de activități în sistem integrat. Astfel, ieri, autoritățile au verificat modul de respectare a măsurilor și interdicțiilor impuse prin ordonanțele militare în cazul a peste 680 de persoane, fiind totodată controlate aproximativ 80 de societăți comerciale. Pentru abaterile constatate cu privire la măsurile dispuse prin ordonanțele militare, dar și pentru alte fapte comise în acest context, forțele de ordine au aplicat 36 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 32.000 de lei.